Vă salut, dragi apicultori! Suntem în 15 aprilie 2022. După zile cu frig și ploi, am hotărât să adăugăm rame la albini, să vedem de mâncare. Tupii cum au fost la iarnat, așa au rămas. Se vede prima ramă. Totul este miere, polen. Totul este uat. Miere au de ajuns. Toamna le-am dat zahăr. Se vede rama, e plăznat puietul. Ar spune că albinele se dezvoltă foarte bine. Se vede rama, totul cu puiet. Trebuie de dat urgent loc. Le-am ținut strâns deoarece nu putem lucra afară, era frig. Se vede puietul. Miroase a polen din stup. Se vede. Eclozionează, îndată mat regina contează. Totul este puiet. Ultima ramă se vede. Lângă diafragmă. Pe toate ramele, 6 rame sunt puiet. Se vede albina cum șade. Nu spărgem cuibul. Punem așa o ramă cu miere, bună pentru ouat. Nu o zgârie, o lăs așa. Albina are nevoie de spațiu. Cred că o diafragmă se poate. Vede rama după diafragma, cum șoa de albină. Punem așa rame noi. Au miere. Albina este într-o dezvoltare foarte bună. Închide-vă. Luăm la rând.
Albina vrală rugită. Vede cum cade albina după diafragmă. Trebuie de dat spațiu dacă se încălzește afară. Aceasta este pe 7 rame. Prima ramă tot cu culen, se vede. Totul este culen, ramă nouă. Trebuie de dat urgent spațiu. Dacă nu dăm spațiu, roiește. Vede ce puiet ai frumos. Aceasta trebuie mai urgent de pus rame, dar asta este albina sănătoasă, rame noi. Se vede. Totul este ovat. Tot blocat. Se vede ce puiet. Albina roade diafragma. Se vede ce albina cu diafragma. Punem așa o ramă lângă diafragmă. Punem rama aceasta la ouat. Are nevoie această familie de spațiu. Punem încă așa o ramă albă la ouat. Așa se prezintă familii, care mai bune, care mai rele. Vă doresc sănătate, un an bun în continuare.